În Biserica Ortodoxă Română a început lupta pentru scaunul de patriarh, în condițiile în care acesta este ocupat pe viață de prefericitul părinte Daniel. Arhiepiscopul Teodosie ar viza funcția, conform unor teologi, pentru că nu renunță la cererea de înființare a Mitropoliei Tom Tomisului. Aceasta ar deveni cea mai veche din țară și, potrivit regulilor Bisericii, conducătorul ei ar avea șanse mai mari să o ocupe la un moment dat scaunul de patriarh. Criticat sever pentru insistența cu care cere transformarea arhiepiscopiei Tomisului în Mitropolie și amenințat cu judecata Sfântului Sinod, Teodosie nu este dispus să renunțe la solicitare. Biroul său de presă a transmis că, în ciuda tuturor eforturilor de a se trece în umbră și eventual în uitare un adevăr atât de important pentru Biserica Ortodoxă Română, precum dreptul istoric al Mitropoliei Tomisului, Arhiepiscopia Tomisului nu va înceta să-și exercite atribuțiile pentru a oferi tuturor argumentația atât de bogată a propriei descendențe. Teologul Bogdan Alexandru Ducai este de părere că în spatele acestor cuvinte se ascunde dorința lui Teodosie de a intra pe lista candidaților la funcția de patriarh. Miza este clar succesiunea pentru scaunul patriarhal. În cazul în care se înființează însă Mitropolia Dobrogei, o mitropolie ce a mai funcționat undeva prin secolele 3-6, atunci Mitropolitul Dobrogei ar fi cel care ar ține locotenența patriarhală și ar deveni Probabil succesorul patriarhului. Acum, potrivit statutului Bisericii Ortodoxe, cel care ar urma să preia locotenența patriarhală, de îndată ce scaunul de patriarh devine vacant, este Mitropolitul Moldovei. Mitropolia Moldovei, în prezent cea mai veche, după cea a Munteniei, condusă de patriarh ar pierde acest statut dacă s-ar reactiva Mitropolia Tomisului. În același timp, Mitropolitul Moldovei Teofan nu ar mai fi primul pe lista celor care să preia locotenența patriarhală. El se și opune înființării Mitropoliei Tomisului. Nu este nici folositor și cu atât mai mult necesar ca vechile structuri bisericești răspândite de-a lungul și de-a lactul țării să fie neapărat Teodosie nu a comentat afirmațiile potrivit cărora ar viza scaunul de patriarh. Nu am deslegare să vorbesc acum. Acum eu mă N am n-am ce să vorbesc. Arhiepiscopul Teodosie încearcă să reactiveze Mitropolia Tomisului de peste 20 de ani.